Bună ziua și bine ați venit la canalul meu! Astăzi voi pregăti cozonac crafin. Avem nevoie de următoarele ingrediente. Făină 430-450 de grame, 30 de grame de smântână, 3 gălbenușuri, 160 de ml de lapte, între 70 și 100 grame de zahăr, depinde cum vă plac de dulci, puteți folosi chiar după gust, drojdie proaspătă, 10 grame drojdie proaspătă, zahăr vanilat, coajă de portocală uscată și un praf de sare. Am aici arome, puneți după plăcere. Și unt, 60 de grame de unt. Pentru început pregătim maiaua. Aici am laptele cald, drojdia proaspătă. O punem în laptele cald. Amestecăm. Adăugăm zahărul. Amestecăm până când drojdia se dizolvă și lăsăm pentru câteva minute. Începem prin a frământa aluatul. Punem cele 3 gălbenușuri într-un bol. Adăugăm sarea, aromele după preferință. Amestec. Smântâna. Smântâna mea are un procent de 15%, luați orice fel de smântână. Adăugăm laptele, drojdia și zahărul care s-a topit. Iar acum treptat am să adaug făina. Nu o punem toată odată pentru că nu știm cât de mult intră. Depinde, cum vă zic, întotdeauna de făină și de ingredientele pe care le folosim. Aluatul meu este aproape gata. Mie nu mi-a intrat toată făina. Mai pun încă foarte, foarte puțin. În momentul când nu se mai lipește de mână, adăugăm untul, puțin câte puțin, și amestecăm. Atât, nu mai punem făină, nu avem nevoie de un aluat plin de făină. Cam așa. Acum, treptat am să adaug untul. Untul l-am la temperatura camerei. Am încorporat tot untul. Timp de 5-10 minute frământăm aluatul foarte bine, de sus în jos, uite așa fac eu. Cu cât îl frământați mai mult, cu atât iese mai pufos și mai bun. Făină nu mai punem. După ce am pus untul, nu punem nici un pic de făină. Aluatul trebuie să fie lipicios. Se strânge singur, mai ales dacă îl frământați 10, 15, 20 de minute și mai bine. Eu am aici un alt bol. Îl puteți lăsa și pune la crescut. Eu am să-l pun într-un alt bol mai mare. Aici am pus o lingură de ulei care am să ung. După care pun aluatul aici și îl pun la crescut, într-un loc alt și lipsit de umiditate. Acoperim și punem la crescut. Aluatul meu și-a triplat volumul. Uitați cât de bine a crescut. Iar acum, uitați, presărăm din făina rămasă. Presărăm pe masa de lucru. Și punem aluatul. Am împărțit aluatul în 3 părți.
Acum, o să iau fiecare bucățică și am să o întind bine. Eu am întins prima foaie. Umplutura o faceți la alegerea voastră. Eu am să fac cu mac și fructe uscate. Întindem foaia subțire. Uitați cum arată. Și am să pun deasupra, am să pun mac. Puteți pune orice fel de umplutură doriți. După ce am pus toată umplutura, rulăm. O să tăiem de la jumătatea ruletei noastre. O tăiem toată. Cam așa. Cât că de aici, din capăt, lăsăm un pic netăiat, cam un centimetru. Și acum, o să luăm încet, ca să nu golim umplutura, și o să răsucesc așa. Așa arată frumosul nostru cozonac. Și acum îl pun în formă. Crafinii în forme, să-i acopăr și o să pun la căldură pentru a crește. Crafinii mei au crescut, uitați cât de bine arată. Aici deja a depășit forma cât a crescut. Acum îi ungem deasupra cu un gălbenuș de ou. În gălbenușul de ou puteți pune și o lingură de lapte. Arată super! Nu ezitați să probați această rețetă, să vedeți cât de buni sunt. Și pe deasupra sunt foarte aspectoși. Dacă vreți să faceți mai mult, puteți dobla rețeta, ingredientele.
După ce am mus cu un gălbenuș de ou, punem la cuptorul preîncins la 170 de grade. Timp de 25-30 de minute la cuptorul meu. Voi vă orientați după cuptorul pe care îl aveți. Timpul de coagere. Uitați ce structură minunată au și nu vă imaginați cât de pufoși sunt. Cât de pufoși sunt. Acesta sunt, e cel umplut cu fructe uscate. Uitați. Are o structură super. Uitați cât de bine arată înăuntru. Acum am să-l tai și pe cel cu umplutură de mac. Aici are mai puțină umplutură cu fructe uscate. Iar aici este plin de umplutură. Uitați! Este atât de pufos. Este încă cald, după cum am spus. Cred că să și vede cum iese aburul din el. Are o structură super finuță. Și multă, multă umplutură. Dacă nu vă place așa, puteți spune mai puțină. Asta depinde de gustul fiecăruia. Dragi prieteni, vă recomand din tot sufletul această rețetă. O fac de foarte, foarte mult timp și niciodată nu am dat greș. Mulțumesc că ați fost alături de mine. Toate cele bune pe următorul video. Pa, pa!